Dimicot, o operaiune de amploare împotriva traficului de migrani, târchezii în România și Austria. Polici subliniere ti au făcut 18 percheziții în 4 județe din România, subliniere i 5 percheziții în Austria pentru destructurarea unei rețele de trafic de migranți constituit de un cecean pakistanez, subliniere i sprijinit de lucrători de poliție din Vama Nedlag. Din grupare fac parte cel puțin 15 ceceni români, anchetatorii adunând probe pentru mai multe transporturi de migranți. Într-un singur transport au fost traficate 111 persoane, scrie News.ro. La data de 9 aprilie 2018, procurorii de ICOT, structura centrală împreună cu oficeri de poliție judiciar din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au făcut 18 percheziții domiciliare în județele Maramurea, subliniere, Arad, Timiș, subliniere, subliniere și Bihor. De asemenea, pe teritoriul Austriei au fost efectuate 5 percheziții domiciliare, ceceanul pakistanez Ahmad Khan Saeed fiind reținut, subliniere, și ulterior arestat. În cauz, există suspiciunea rezonabilă ce începând cu luna martie 2017 până la sfârșit, subliniere, itul lunii iunie 2017, ceceanul pakistanez Ahmad Khan Saeed, subliniere, intul patul Timistrate, în calitate de lider, au inițiat, subliniere, i constituit pe teritoriul României, împreună cu suspectul B. În calitate de membru executant, un grup infracțional organizat sprijinit pe teritoriul României de cel puțin 15 alte persoane, ceceni români, anunc Dipot. Din cercetări a rezultat ce membrii grupului au acționat coordonat pentru transportul migranților pe ruta Bulgaria-Serbia-Cipru-România-Ungaria-Austria-Germania-Italia-Slovenia. Din probatoriul administrat în cauza rezultat ce, cel puțin în perioada februarie-aprilie 2017, grupul infracțional organizat a îndrumat, transportat, transferat, subliniere, i-a postit mai multe persoane ceceni setereini, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, subliniere, în scopul de a obține bani. Astfel, în perioada 19-2017, membrii grupului infracțional organizat au transportat, transferat, subliniere, i-ad postit pe raza județelor Timiș, subliniere, subliniere, Arad, un număr de cel puțin 111 persoane ceceni setereini, în marea lor majoritate, intrați anterior ilegal pe teritoriul României, cu solicitări de azil. Probatoriul administrat în cauza evidenția ce grupul infracțional organizat inițiat, subliniere, i constituit în scopul comiterii de infracțiuni de trafic de migranți, este sprijinit de cetre lucrători de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontier, punctul de trecere a frontierei Nedlag, subliniere, i care în baza unei înțelegeri anterioare cu liderii grupului infracțional organizat permit trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României către Ungaria autovehiculelor/tirurilor, în interiorul cărora se află persoane ceceni setereini care doresc să ajung ilegal în spațiul Schengen, mai anunc Dicot.
Totodată, procurorii precizează ce lucrători de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontier, punctul de trecere a frontierei Negrac, au acceptat din partea liderilor grupului infracțional organizat promisiunea primirii unor sume de bani / primirea unor sume de bani, în legătură cu neîndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle de serviciu. Potrivit DIICOT, au fost comise 14 infracțiuni de trafic de migranți, sublinierei respectiv 6 infracțiuni de complicitate la infracțiunea de trafic de migranți. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizat, sublinierei terorism, structura centrală, au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpacilor timp sublinierei strate, Burfete Cristian, Tefanache Robert Iulian, Mihali Cristian, Erezan Vasile, Mihal Ilie Daniel, Grec Tefan, Tăcco Iulian Dumitrui, Grec Petrea, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, sublinierei trafic de migranți. Inculpacii urmează să fie prezentați Tribunalului București, sublinierei, cu propunere de arestare preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Fac de Bozgai Ioan Dacian, procurorii de ICOT. Structura centrală au dispus măsura preventivă a controlului judiciar. Cauza este instrumentată împreună cu oficieri de poliție judiciar din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate București, sublinierei.